Această casă a fost demolată ilegal în urmă cu 4 ani. Proprietarul construiește acum la fel un imobil de 9 etaje. Acum, cine face modificări unui monument istoric fără să aibă autorizație, riscă închisoare de la 3 luni la un an. Mai mulți deputați PSD consideră însă acest articol de lege inutil și propun să fie eliminat. Bună ziua, domnul ministru! Este o inițiativă parlamentară, intervenția fără autorizație asupra caselor monument istoric. Trebuie luat de la Ministerul Culturii, de la toți ceilalți, durează foarte mult și pentru a nu face penal, pentru a nu face penal, pentru orice fel de acțiune pe care o desfășoară un ales local, am solicitat sau am propus această modificare legislativă. Un atac la protecția patrimoniului. Pentru că în momentul în care indisciplina construcției este masivă în România, instituțiile statului nu funcționează, apar o serie întreagă de probleme, iar a le rezolva prin a reduce pedeapsa, a ușura pedeapsa, este o invitație la a face astfel de lucruri legale. Monumente istorice de importanță națională sunt scoase la vânzare. Ministerul Culturii nu este interesat să le cumpere. Printre acestea, Cula Greceanu, Castelul Cantacuzino, Ghica și Casa Memorială Ion Mihalache. Pentru 8 dintre imobilele care au făcut istorie, o casă de licitații a găsit deja cumpărători.